Binecuvântăm numele Domnului care și după masa aceasta a hotărât ca împreună să fim în locul unde se cheamă numele lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Am o rugăminte, ne ridicăm în picioare, citim un cuvânt din Efeseni, din capitolul 4, de la versetul 11 la 13, pagina Sfânta Scriptură 1147, Efeseni, capitolul 4, de la 11 la 13, inclusiv pagina 1147, dăm citire, binecuvântat să fie Domnul! Și El, Dumnezeu, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea bisericii, până vom ajunge toți la unirea credinței, a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Domnului Iisus. Amin. Amin. Ocupăm locul. Mulțumim Domnului încă o dată, frații mei, slăviți să fie Domnul care ne-a chemat la mântuire. În procesul acesta de sfințire, în procesul acesta de desăvârșire, Dumnezeu urmărește ca să formeze noi pe Domnul Iisus. Slăviți să fie Domnul. Da? Ăsta e procesul în care ne trecem prin anumite încercări, trecem prin anumite probleme, ca în această perioadă Dumnezeu, în dragostea sfințeniei sale și în puterea Harului Divin, să-L formeze pe Domnul în noi sau roada Duhului Sfânt însemnând același lucru, da? O să vorbim câteva cuvinte în funcție de timpul pe care Dumnezeu mi l-a permis prin frați despre desăvârșire, pentru că am citit scopul lui Dumnezeu, da? Te rog să pui Romani 8:29, o să punem versete ca să nu pierdem timpul să mă încadrez. Cine pune versete, nu știu unde să mă uit. Da, pune Romani 8:29. Deci, ca să mai vedem o dată scopul lui Dumnezeu cu biserica, pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Slăvit să fie Domnul, da? Deci în hotărârea aceasta intră desăvârșirea noastră la fiecare. Domnul să ne binecuvinteze, da? Prima calitate a Domnului Iisus cu care a venit pe pământ, frații mei, a fost smerenia. E adevărat? S-a născut într-o iesle, știm asta, și însă și în viața de pe pământ ne-a arătat, pune Ioan 5:30, dacă reușim să facem pasul ăsta unde ce a făcut Domnul aici, ne va fi ușoară pocăința, eu nu pot face nimic de la mine, spunea Domnul, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Cine reușim să renunțăm la voia Lui și să acceptăm voia lui Dumnezeu, am câștigat peste 50% din pocăință. Domnul să ne binecuvinteze. Da, ăsta e un proces greu, e ceva de încăpățânare uneori din partea noastră, dar cei care îl iubim pe Domnul ne lăsăm modelați. Da? Cuvinte frumoase de smerenie sunt în Evanghelia după Ioan, la capitolul 13:4. Domnul s-a dezbrăcat de sine, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, dacă ar fi să vorbim duhovnicește, ar fi foarte frumos, a luat un ștergar și s-a încins cu el, pune și următorul, apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Dacă mi-ar fi povestit cineva și n-ar fi scris în Scriptură, n-aș fi crezut că Domnul s-a coborât până aici. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta, da? Pune și Filipeni 2, de la 6, 7, 8, versete deosebite de frumoase, unde ne arată smerenia, primul caracter al Domnului, în asemănarea cu Domnul, da? Filipeni 2:6, 7, 8, da? Slăvit să fie Domnul, unde se arată cum Domnul nostru Iisus Hristos a luat un chip de rob, s-a făcut asemenea nouă oamenilor, s-a dezbrăcat de haina, de slavă, da? Le citim dacă se, poate aparatura este puțin mai bună, da? Le citim din Scriptură repede cât putem, sunt acolo deja. Filipeni 2:6, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, da? Ci s-a dezbrăcat pe sine, slăvit să fie Domnul, s-a dezbrăcat, frații mei, pe sine însuși și a luat un chip de rob făcându-i asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Domnul să ne binecuvinteze, da?
Da? Să știți că, în general, nu zic ca o aluzie, nu generalizez, dar ne lipsește smerenia. Pe calea pocăinței ne lipsește zdrobirea aceasta a smereniei, ne lipsește, ne naștem aroganți, ne naștem cu dorința de întâietate, ne naștem să conducem, e greu când cineva... În smerenia, ca să vedem când cineva, ca să ne verificăm câte smerenie avem, e legată foarte mult de blândețe, da, pune și Evanghelia după Matei 11 cu 29, Domnul ne spune să învățăm de la El. E legată foarte mult de blândețe. Semnul smerenia, semnul sfințirii smerenia, iar semnul smereniei este blândețea, da? Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă. Uneori nu avem odihna sufletului, ne muncește răutatea, invidia, lăcomia, astea sunt lucruri care ne muncesc, care nu se văd. Poți să dai mâna cu cineva să-i zâmbești, dar în inimă să ai gânduri mai puțin frumoase față de el. Dar uneori ne muncesc răutatea, lăcomia, invidia, dorința de înălțare, da. Dar când cineva reușește să învățăm de la Domnul, smerenia e lucrată de Duhul Sfânt. Ea nu este ceva voit, adică dacă eu mă îmbrac într-un fel și zic că sunt smerit, aia e o mândrie a sfințirii. Ea e lucrată de Duhul Sfânt și pleacă din interior spre exterior. Slăviți să fie Domnul! Ea, în primul rând, este o conștientizare a faptului că eu n-am făcut nimic ca să merit mântuirea. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, da? Tit 3:5, și pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Nu merităm nimic. Când ești conștient, apare și sărăcia în duc din Matei 3:5, da? Noi nu merităm nimic ca să fim mântuiți. În locul nostru, El a stat pe cruce, da? Uneori, când Dumnezeu ne ajută să facem fapte bune și ne prezentăm cu ele înaintea Domnului, ca și cum avea trecere, pierdem. Faptele bune au fost rânduite de Dumnezeu, Efeseni 2:10, mai înainte ca noi să ne naștem ca să umblăm în ele, da? Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Domnul pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. Când nu veghem și nu avem un fir de legătură cu Domnul și nu stăm aproape, trecem și pe lângă faptele bune. Domnul să ne ajute să umblăm. Nu ne punem nădejdea în ele, dar, ca vorbim de desăvârșire, trebuie să umblăm în fapte, pune Iacov 2:22, și roada trebuie să aibă o desăvârșire. Fiți atenți, credința unei ajunge ca desăvârșire. Vezi că și credința lucra împreună cu faptele și prin fapte credința e desăvârșită. Fiindcă vorbim de desăvârșire, scopul lui Dumnezeu să ne ducă credința, prin fapte ajunge desăvârșită. Dar nu faptele ne duc la mântuire. Semnul că suntem mântuiți, umblăm cei dintre ei în fapte bune. Slăviți să fie Domnul. Da? Dar ea duce la desăvârșire, da? Și dragostea are punct de desăvârșire, 1 Ioan 4:17, și apoi vorbim ce nu are când nu este dragoste, aici mă găsesc și eu, nu vorbesc ca unul care împlinesc, mă lupt împreună cu dumneavoastră, să las pe Duhul Sfânt să formeze în mine echipul Domnului. Slăviți să fie Domnul, da? Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta, astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, de ce? Pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. Cum ne dăm seama? Din cuvânt, cuvântul este care ne dezleagă, nimeni nu comentează împotriva cuvântului, chiar dacă predicatorul nu predică așa de bine, când citim din cuvânt, toată lumea rămâne liniștită. Slăviți să fie Domnul! E adevărat? Da. Pune 1 Ioan 3:14-15, aici e miezul de care o să vorbim. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică rămânând în el. Întrebare. Dacă pe un singur frate avem invidie, ură, nu-l suferim, avem ceartă, avem dușmănie, pe unul nu se formează dragostea desăvârșită în noi. În mine este, chiar dacă aș avea motiv să-l urăsc, dau un exemplu. În momentul în care în mine este ură, nu se formează dragostea desăvârșită. Și acum ne gândim, dacă pe o singură persoană nu o suferim, una, pentru că în mine există răutate
Și când este răutate, ea face parte din omul cel vechi. În omul cel nou nu există răutate. Nu există mânie, nu există ceartă, nu există dușmănie, nu există invidie. Ăstea sunt lucrurile firii care fac parte din omul cel vechi, care la cruce ar fi trebuit să moară. Domnul să ne binecuvinteze. Și acum ne cercetăm. Dragostea adevărată iubește pe toți frații la rând. Dragostea care e a firii, e și o dragoste a firii, iubește pe sărite. Blândețea rugată de, lucrată de Duhul Sfânt ca roadă, ești blând cu toată lumea la rând, indiferent ce ți-aș face, ce ți-ar face. Bunătatea ca roadă rugată, lucrată de Duhul Sfânt, ești răbdător, ești rabd pe oricine, indiferent ce ți-ar face. Bunătatea, ești bun cu oricine. Când e lucrată de fire, ești bun pe sărite. Există și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. E o roadă a firii care nu are legătură cu veșnicia și o roadă lucrată de Duhul Sfânt care ne ajută să iubim pe toți, să fim răbdători cu toți, să fim îngăduitori cu toți și să ne zmerim asupra fiecăruia. Domnul să ne binecuvinte. Da? Dumnezeu are putere să lucreze într-un om asemenea lucruri, chiar dacă nouă ne pare imposibil. Da? Când se enumele faptele firii, pune Galateni 5 cu... de la 19, fiți atenți, lucruri care uneori sunt modul nostru de viață. Faptele firii sunt prea curvie, curvie, necurăție, desfrânare, fiți atenți acum, închinare la idoli, vrăjitorii, vrajbă, ceartă, zavistie, mânie, neînțelegere, modul nostru de viață uneori, dezbinări, certuri de partide, pisme, ucideri, beții, îmbuibări și alte lucruri asemănătoare. A doua parte a versetului 21, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, zicea Duhul Sfânt prin Apostol, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu par păcate mari, fac parte, vrajbă, ceartă, mânie, zavistie, neînțelegere, dezbinare, certuri de partide, îmbuibări. Fac parte din omul cel vechi, care la cruce ar fi trebuit să moară. Nu intrăm în cer cu omul vechi. În cer intrăm cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, pe care am citit, l-am crescut la statura plinătății lui Hristos. Slăviți să fie Domnul! Da? Domnul să ne binecuvinteze! Procesul sfințirii, care sfințirea lucrată de Dumnezeu, împreună cu noi, sfințirea lucrată prin credință. Sfințirea lucrată în 1 Tesaloniceni 5,23, sfințirea lucrată prin credință, credința are putere mare, credința cu valoare mare, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, păcatul cu gândul, sufletul, păcatul cu dorința, trupul, păcatul cu fapta, să fie păzită întregi, fără păcat, până la venirea Domnului. Să vă sfințească El, pune Evrei 10,7, El ne sfințește, da? Pune-l cu 10, Evrei 10 cu 10. Prin această voi am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului Domnului Iisus, o dată pentru totdeauna. Sfințirea lucrată prin credință. Desăvârșirea, punctul numărul 2, desăvârșirea prin suferință. Da, Evrei 2 cu 10, verset greu din care nu pot să spun mult, că mi-e frică de Dumnezeu, nici nu-l înțeleg așa tare. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la suferință, să desăvârșească prin suferințe pe Domnul Iisus. Parcă îți vine să crezi că nu, vine să crezi 100% că Domnul n-avea nevoie. Dacă Domnul a fost desăvârșit prin suferințe, cum vom fi noi? Suferințe de două feluri. Una, când îți duci crucea așa cum ți-a lăsat-o Dumnezeu, e suferință. Liniștit, îți faci copii, suferință pe viață și pe moarte. Copiii rânduiți de Dumnezeu, muncești cu mâinile dumneatale cinstit, te-ai sculat să-ți faci timpul de părtășie, trebuie să plătești un preț să te scoli, să ai un minim un ceas de oră de rugăciune pe zi. Plătești prețul, slăvit să fie Domnul. Deci când îți iei crucea în fiecare zi, suferință, cruce înseamnă suferință, da? Atunci Dumnezeu lucrează în noi ca desăvârșire, se formează răbdarea, da? Răbdarea, roadă desăvârșită, Iacov 2, capitolul 1, versetul 2, 3. Răbdarea trebuie să ducă la desăvârșire, da? Frați, pune de la 2. Iacov 1, capitolul 1, versetul 2.
Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, roadă. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Rabs pe urmă prima dată scrâșnit din dinți, rabs că n-ai încotro și zici, bă, ce i-a zice lui ăsta ceva, dar nu pot că spocăit, ci se fierbe așa ceva înăuntru, e gata să-ți iese de afară cuvinte rele și la început. După aia, Apostolul Pavel calcă pe urmele Domnului și spune la 1 Timotei 1 cu 16, Dumnezeu își găsește în el toată îndelunga răbdare ca cei ce-l crede de pe lângă el, dar a încăpătat îndurare pentru ca Domnul să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga ale răbdare ca o pildă celor ce al crede în Domnul să capete viața veșnică. Oamenii mă vorbesc de rău, mă fac rele la locul de muncă, frații, și eu rămân liniștit și nu-mi ies din fire și nu zic nimic. Și vecinii mei și colegii mei de zi de muncă zic, bă, fii atent că ăsta de când s-a pocăit, ăsta nu se mai enervează. Și altă dată dădea cu pumnul. Slăvi să fie Domnul. Pentru ca să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga răbdare, da? Pune, te rog frumos, și Coloseni 1 cu 11, greu punct de atins aici, a întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Aici pic mereu, chiar dacă rab pe cineva, rab de cele mai multe ori cu amărăciune. Rab, nu zic nimic, dar cu bucurie greu. Cu bucurie mai greu. Pavel trece pe acolo, apostolul, slăvit să fie Domnul pentru lucrarea aceasta. Lucrarea reprezintă lucrarea a Domnului, da? Deci, roadele și însăși faptele. Pune Apocalipsa 3 de la versetul 2. Veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Pune-l și pe unul, să vedeți când faptele nu sunt desăvârșite. Pune-l și pe unul. Știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Din cauza faptelor care nu erau desăvârșite, el era mort. Vedeți? Și faptele au desăvârșire. Slăviți să fie Domnul. Dar e mult de vorbit aici. Și faptele au desăvârșite. Trebuie cerut. Faptele trebuie desăvârșite. Din cauza faptelor nedesăvârșite, lui mergea numele că trăiește, dar era mort. Făcea de apucat, făcea la întâmplare, făcea fără frică de Dumnezeu. Da, frații mei, Domnul să ne ajute, nu vreau să vă supărați pe mine, nu fac pe grozavul, dar dacă nu scăpăm de răutate în timpul vieții, nu intrăm în cer. Oamenii răi nu intră în cer. Oamenii răi, oamenii păcătoși sunt identificați cu oamenii răi, de aceea cei răi nu pot ține sus în capul sus în ziua judecății. Cortul celor răi va fi nimicit. Sute de versete sunt împotriva oamenilor răi. Dar răutatea are și invidie, are și dușmănie, are și ură, are și pismă, are și ceartă. În ea sunt prinse toate. Dragostea lucrată de Duhul Sfânt, care am citit la 1 Ioan 4 cu 17, în ea e plină de bunătate, cum scrie în capitolul 13. Ea nu se mânie, nu se ceartă. Da? Nu există. În omul cel nou nu există răutate. Fără comentarii. Cu toate formele ei nu există așa ceva. În procesul sfințirii trebuie să ajungem ca Domnul Iisus să se formeze în noi. Cine își dă toate silințele, cine a luat pocăința în serios, cine face din pocăință centrul vieții, sistemul funcționează când nu te prinzi de pământ. Când te-ai legat de pământ, sistemul s-a blocat. Da? Pentru că Pavel are curajul să zică, pune Roman 6 cu 14, lucruri adevărate scrise în Scriptură, da? Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, că nu sunteți sub lege și sub har. Păcat cu forme mici, invidie, ură, pismă, răutăți. Sunt oameni educați care nu fumează, nu bea și nu înjură, dar n-au nimic în comun cu Dumnezeu. Pe noi ne cheamă Dumnezeu la lucrurile adânci. Slăviți să fie Domnul, da? Și faptul acesta, zicea Pavel în Roman 2 cu 16, se va vedea în ziua când Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, lucrurile ascunse ale oamenilor. Ia gândiți-vă. Da? Mai pune un verset, 1 Corinteni 4 cu 5. Să nu judecați nimic înainte de vreme până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Dacă acum nu ne dezbrăcăm de niște lucruri ascunse în întuneric și
televizoare, internete, lucruri stricate, lucruri... Nu cred, eu personal nu cred că mai e cineva care vrea să ajungă în cer, care stă pe internet și la televizor să se uite la filme sau la lucruri murdare. Eu nu cred așa ceva. Nu cred că e un om care se pretinde că e botezat de Duhul Sfânt și face treaba asta. Îl aminte. Acolo Duhul Sfânt nu locuiește. Domnul Iisus ne-a făcut liberi. Umblă ca un om liber. Dovedește-i Domnului că ești copilul lui și umblă liber. Arată că ai putere, prin puterea Duhului Sfânt, să biruiești păcatul. Ca să dovedești că ești copilul Domnului. Știți că-s mulți chemați, puțini aleși. Dovedește și dumneata și eu că facem parte din cei aleși. Slăviți să fie Domnul!